Sfârșitul lui iulie este termenul limită fixat de municipalitate pentru desființarea tarabelor cu cărți din centrul orașului, dar și a chioșcurilor din Parcul Sfinții Îngeri. Cei mai afectați de această decizie sunt micii comercianți din vecinătatea bisericii, deoarece lor nu li s-a propus nicio soluție. Afaceriștii susțin disperați că municipalitatea ar trebui să respecte măcar contractul în vigoare, scadent la 31 decembrie. În cazul în care primarul nu își va schimba decizia, chioșcarii susțin că vor da faliment. Mai mult, ei se plâng că nu pot lichida stocurile de marfă până pe 27 iulie. Vânzătorii invocă și unele cheltuieli suplimentare ce vor apărea în urma demolării construcțiilor din termopan și a relocării acestora. S-a zis niciun motiv. Deci nu avem un motiv întemeiat care să zicem că trebuie să eliberăm locul. Ce faceți? Aveți termen de 2 săptămâni, după aia unde vă duceți? N-avem. N-avem nici soluții, n-avem absolut nimic. Vi s-a propus de la primărie vreo soluție să vă mute undeva în bazar? Nu. Eu știu, doamne, iartă-mă. Nu. Nu, nicăieri. Deci le luăm și plecăm. Nu le-am pus de capul nostru, ni s-a făcut contract, avem acte, suntem plătitori, societăți și acum să le luăm să plecăm. Unde? Dumneavoastră, de exemplu, de câți ani vindeți aici? De cât timp? De 5 ani. De 5 ani. Și în 5 ani de zile, în 2 săptămâni, să vină să spună să... cum... Uitați-vă și noastră, cum fac eu cu soldul ăsta de marfă care l-am? Din punctul meu vedere, ar fi bine măcar să ne vine cu altă soluție. Hai să înțelegem că noul edil care a venit vrea să facă cât de cât o curățenie în orașul acesta, dar trebuie să luăm în considerare că avem și noi un contract și suntem noi niște societăți active și cu contracte și plătiți punctual la zi. Ați plătit toate dările la zi? Toate dările la lunar. Noi avem contracte și lunar plăteam. Și ar trebui să ne crede că să respectăm contractul până la sfârșitul anului și să fim anunțați de acum că de la anul nu se mai poate prelungi pentru că vine cu o ordine pe aici. Unde vi s-a propus să mergeți? Nicăieri. Nouă nu ne-a propus nicăieri. Că avem un contract care am plătit atâta timp și este valabil. Ținând cont? Și este valabil până la sfârșitul anului. Veți avea timp, de exemplu, ați încercat să găsiți dumneavoastră societatea, o locație, un chioșc undeva? Momentan nu este nimic de închiriat sau de cel puțin găsit, am plasat chioșcul ăsta în altă parte. Nu este nimic. Cât plătiți chiria aici? Conform contractului, undeva la 900 de lei pe lună. 950, conform contractului în baza Urbis. Și bănuiesc că în oraș nu găsiți. La suma asta nicio casă. Și nici vat nu e. Și nici vat comercial. Când la marfa care avem și asta, ne trebuie un vat comercial și o trecere pietonală. Unde vă duceți? În cât o să mai iau? Să ne lăudăm că fac și drec și îți dau cap la cineva? Nu, toți stăm și noi cu toți așa sunt. Deci în spatele meu mai sunt câțiva, o familie întreagă care stăm, care n-au servici, n-au nimic. Vi s-a propus, așa să zicem, domnule, uite, te demolăm aici, îți iei catrafusele și mergi în alt loc. Vi s-a propus un loc unde să... Nu, nicăieri. 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 Și n-avem unde, că sunt locurile, sunt refuzate de toți. Care stăm degeaba, stăm aiure. Uh-huh. Stăm. Și oricine ar fi în locul meu, să mă duc să stau aiurea. Vânzătorii de cărți de pe Alea Trandafirilor sunt de asemenea reticenți la deciziile municipalității. Lor li s-a găsit deja un nou spațiu, considerat însă nefezabil. Vânzătorii de cărți vor fi mutați în Piața Daciei, loc pe care îl consideră nepotrivit. Mă depinde fiecare cum înțelege, cum se poate reorganiza sau se poate, nu știu... Credeți că pe dumneavoastră o să vă afecteze această măsură? Acum că să mă afecteze... Era vorba de vadul comercial, nu? Vă referiți la... Nu știu ce măsură să mă afecteze. Aici ne-am obișnuit, aici e vadul, aici știe lumea. Pe unde am fost și cei de la magazine au vândut, pentru că omul în trecere, când trece de la piață, își face toate cumpărăturile. Nu stă să mai piardă timpul să mă duc și în altă parte. Deci vine și ia cărți pentru copii, intră la farmacie dacă are nevoie de ceva, un pateu. Deci este zona care e cea mai bună pentru noi. Ce locație vi s-a propus la primărie? Undeva pe platou, în față la steaguri, unde acolo e cald vara, nu e vad, noi am mai stat că am fost pe platou, suntem din tarabele câteva care am fost pe platou și nu-i vânzare, oricum lumea nu trece, iar dacă bate soarele, nu are de ce să vină, iarna dacă bate vântul, iar nu vine. Malul Senei este plin, domne, dacă te duci într-un oraș de ăla, un burg, un oraș vechi. Astea sunt farmecul.
Așa, nu știu ce vrea să facă aici. Domnule, aici ce poate să facă? Un strat de panțeluțe? Termenul limită fixat de municipalitate pentru desființarea tarabelor cu cărți și a chioșcurilor din Parcul Sfinții Îngeri este 27 iulie.